Frați și surori, bun venit în casa Domnului Maranata, bun venit, dragi copii, la adunare. Vă invit să vă ridicați cu toți în picioare și înainte de a face orice lucru, înainte de a citi Cuvântul lui Dumnezeu, aș dori ca să plecăm capetele, inimile, să închidem ochii cu toți împreună și să ne rugăm Domnului, să-L binecuvântăm pe Domnul și să rugăm să petreacă cu noi în seara aceasta, în locul acesta. Amin. Frați și surori, haideți să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Matei, capitolul 1, de unde citim Cuvântul lui Dumnezeu, începând cu versetul 18 până la versetul 25. Nașterea lui Iisus Hristos. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice, iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit, Iosif din somn a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat-o la el pe nevastă sa, dar n-a cunoscut-o până ce a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul, toți cei care sunteți în casa Domnului Maranata din Vina Neustadt. Domnul Iisus să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Sâmbătă seara, 24 decembrie 2016. Sâmbătă seara, o seară când am fi putut să stăm acasă, să ne odihnim sau să facem alte lucruri. Dar ceva ne-a strâns aici, ceva ne-a adus în locul acesta. Și eu nu neapărat a spune că sărbătoarea în sine ne-a adus, ci cred că pe fiecare dintre noi ne-a adus sărbătoritul, pe cel care îl sărbătorim și se cheamă Iisus Hristos, Domnul vieții, Domnul mântuirii, Domnul păcii. Pe El îl sărbătorim în zilele acestea, numele Lui îl glorificăm căci merită toată gloria. El care era mai înainte de a se naște în trup de om, mai înainte de a se întrupa pe pământ, era în cer ca Dumnezeu veșnic, El a găsit cu cale ca să vină și să ia un trup de om, un trup de muritor. În același timp să fie 100% Dumnezeu și 100% om. Ca apoi, ca fiul al omului și ca om neprihănit fără păcat, să poată să facă ceva pentru salvarea omenirii. Nimeni nu a putut să facă lucrul acesta, nici o jertfă levitică nu a reușit să facă ceea ce jertfa lui Iisus Hristos adusă pe calvar a putut să facă. De aceea în seri și în zile ca acestea îi se cântă lui. Cântarea de laudă este pentru Iisus Hristos. Cuvântul care se rostește este în numele lui și despre el se vorbește, nu despre altceva. Sunt atâtea învățături în lumea aceasta, sunt atâția profeți care au deschis căi noi, dar Iisus Hristos este singurul profet adevărat. Este Cel care a coborât, s-a întrupat, este Cel care a murit la Golgota, care a fost îngropat și apoi a înviat și apoi s-a înălțat și acum stă la dreapta Tatălui. El este viu în vecii vecilor, merită toată gloria. Dragi copii și voi în seara aceasta cu noi cei mai în vârstă, să lăudăm prin cântări, să lăudăm cu toată inima acum pe Domnul cu o cântare și apoi mai anunțăm. Thank you.
s-al păci. Te-ai coborât și te-ai smerit în islea rece. Ai fost trimis la noi sus ca să te naști, să ne aduci în dar iubirea și mântuirea. Pentru noi ai coborât, pentru noi tu ai venit. Ai lăsat slava de sus și ai venit din înălțim, Duhul Sfânt iubit Iisus. Să-ți mulțumim pentru darul tău divin, pentru că ne-ai mântuit și un loc ne-ai pregătit ca să fim în cer cu tine. Tu ai venit să ne salvezi, mi-ai adus pace, iertare în dar și mântuire. Noi viața întreagă ți-o dăruit, rece te, căci nimeni altul nu ne-a iubit așa cum tu ai făcut. Pentru noi ai coborât, pentru noi tu ai venit. Ai lăsat slava de sus și ai venit din înălțim, Duhul Sfânt iubit Iisus. Vrei adânc să-ți mulțumim pentru darul tău divin, pentru că ne-ai mântuit și un loc ne-ai pregătit ca să fii. Ți-aduci mas o veste bună și minunată, Iisus Mesia s-a născut și pentru tine. Dă-i viața ta, inima toată, doar lui Iisus, și El îți va conduce pașii spre a lui împărăție. Pentru noi ai coborât, pentru noi tu ai venit. Ai lăsat slava de sus și ai venit din înălțim, Duhul Sfânt iubit Iisus. Vrei adânc să-ți mulțumim pentru darul tău divin, pentru că ne-ai mântuit și un loc ne-ai pregătit ca să fii în veci. Pentru noi ai coborât,
Duhul Sfânt, iubit Iisus. Vrei mă adânc să-ți mulțumim pentru darul tău divin, pentru că ne-ai mântuit și un loc ne-ai pregătit ca să fii. Surori, iubită biserică în Domnul Iisus Hristos, dragi prieteni ai casei Domnului, din toată inima vreau să spun, mărit și binecuvântat să fie Domnul Iisus Hristos. Amin. Mărit și binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl și puterea Duhului Sfânt, amin, care pentru omenirea întreagă, nu doar pentru Biserica Maranata din Viena Neustadt, nu pentru oricare altă denominațiune sau oricare altă biserică aici pe pământ, a lăsat ca astăzi să fie sărbătoare, ci de această sărbătoare la care noi ne-am adunat în seara aceasta, beneficiază întreaga omenire. Dacă ar înțelege oamenii bogăția Harului lui Dumnezeu, lăsat prin Domnul Iisus Hristos, prin nașterea din Betleem, oamenii mă gândesc că ar da buzna mult mai mult. Însă, am avut harul și bogăția ca pentru noi să existe o zi. Și în seara aceasta aș vrea în scurte cuvinte, pentru că timpul presează și toate lucrurile trebuie să le facem sub călăuza Duhului Sfânt, dar și cu foarte multă pricepere și înțelepciune. Nu vreau să fiu o povară pentru nimeni, dar vreau ca pe ei să treacă Hristos. Vreau ca atunci când ne întoarcem în corturile noastre să putem să simțim că în seara aceasta Dumnezeu prin Duhul Sfânt a vrut să miște ceva în inima noastră. Și știți ce vrea să miște? Un Hristos și un Iisus, nu mic, nu prunc,
pentru că El a fost născut, nu știu, în viața dumneavoastră, cu câți ani în urmă. Aș putea să spun în dreptul meu, la vârsta de 9 ani, când tatăl meu mă lua de mână și mă ducea cu el la biserică, nu înțelegeam prea mult ce înseamnă pocăința, ce înseamnă de a-ți devota viața lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, dar mergând și continuând să merg cu el în casa Domnului, am început să mă întâlnesc cu un Iisus binecuvântat, un Iisus măreț, un Iisus al minunilor. Mă gândesc că și în viața dumneavoastră s-a petrecut la fel. Și vreau să vorbesc despre un verset în seara aceasta, scurt, din textul care ne-a fost citit, versetul 23, care spune așa: iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tâlmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi, mărit să fie Domnul. Frați și surori, vă întreb, este Dumnezeu cu noi? Este Dumnezeu cu noi? Lăudați să fie Domnul! Nu vreau să provoc și nu vreau să fiu o povară pentru nimeni, dar când Dumnezeu este cu noi, bucuria mântuirii, bucuria lui Iisus Hristos, trebuie să se vadă neapărat în viața noastră, în inimile noastre. Și când intrăm în locuri ca acestea, să strigăm din toată inima, lăudați să fie Domnul! Merită să fie lăudat? A făcut lucruri mari pentru noi. Cuvântul Domnului în Romani, în capitolul 5, versetul 1. Un lucru deosebit, acest prunc care s-a născut odată în viața dumneavoastră și l-ați lăsat să crească, și bănuiesc că ați făcut lucrul acesta. Și pentru că suntem la cumpăna dintre ani, eu mâine o să mă întorc înapoi spre Salzburg, dar vă las acest mesaj în inimă prin Duhul Sfânt. Psalmul 4, versetul 4 spune: cutremurați-vă și nu păcătuiți. Când stați noaptea în pat, spuneți lucrul acesta în inimile voastre. De ce? Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a coborât din slava cerească, s-a întruchipat în om ca să biruiască ceea ce noi n-am fi putut niciodată. Dar astăzi avem harul ca prin biruința Lui noi să fim mai mult decât biruitori. Slăvit să fie Domnul! Pentru aceasta merită ca în seara aceasta eu și dumneata să nu stăm oricum în casa Domnului, ci să ne bucurăm și din toată inima să spunem: Doamne Iisuse, Tu ești sărbătoritul inimii mele. Și dacă până în seara aceasta ai stat la cumpănă și nu știi ce să alegi, în seara aceasta te îndemn, oricare ai asculta mesajul Evangheliei, nimic nu este mai de preț decât mântuirea prin Iisus Hristos. Tot aceea ce îl aleg și lasă să se nască în inima lor, vă spun din experiență, și n-am timp să vă spun câte experiență, și aș putea să vă spun și să vi le relatez cum Dumnezeu prin Iisus Hristos lucrează în dreptul nostru. Dacă vrei ca să-ți rezolvi problema în seara aceasta, te îndemn, lasă să se nască în inima ta. Și când pleci de aici, nu uita, și asta e valabil acum pentru noi toți, care cu poate 20, 30, 40, 50, nu știu câți ani în urmă, l-ai lăsat să se nască, uită-te la el, privește-l prin ochii credinței, cât a crescut în inimile noastre. Și poate vă veți întreba, a venit fratele să ne mustre, cu toate că cuvântul spune mustrarea și îndemnul, ce sunt fraților? Spre ce am plecat noi? Spre o împărăție nestricăcioasă. Domnul Iisus Hristos a spus în Evanghelia după Ioan: eu sunt calea, adevărul și viața. Vreți să trăiți, fraților? Mi-aduc aminte și anul acesta mi s-a întâmplat, și poate pentru unii spun lucruri aberante, greu de crezut, dar prin Duhul Sfânt sunt împins să o fac. Stăteam acasă cu familia și după ce am servit masa de prânz, m-am întins pe pat și parcă am ieșit din trupul meu, din corpul meu, și mă vedeam împreună cu soția, copiii în casă, și a apărut o ființă lângă mine și mi-a spus așa: este ca o poruncă din partea Domnului și cine vrea să o creadă, să o creadă, și cine nu, eu n-am să insist.
și să nu o credeți, dar în dreptul meu o iau. A venit această ființă și mi-a arătat viața mea, viața omului, cât e de trecătoare și știți cât a fost. Era parafrazată cât te-ai născut, cât te-ai sculat dimineața din pat și până seara, o zi. Și îmi spunea, pentru unii poate să fie până la 80, dar oricum veți lăsa lucrurile de pe pământ. Veșnicia începe după ce vei pleca de aici și spune tuturor, nu vă pierdeți timpul în gunoaie. Frați și surori, nu vă știu preocupările. Asta nu înseamnă să nu muncim, să nu ne vedem de lucrurile cotidiene de zi cu zi. Nu asta am venit să predic. Am venit să vorbesc despre un Hristos nu mic, ci mare. Un Hristos autentic, care poate totul în toți atunci când este lăsat ca El să crească și să se vadă în viața noastră. Spuneam că n-am venit nici să mustru, nici să fac alte lucrare decât să vă îndemn și să ne îndemnăm unii pe alții în dragostea lui Hristos, să nu venim oricum înaintea lui Dumnezeu. Am spus în Romani, capitolul 5, spune așa cuvântul lui Dumnezeu, versetul 1 și 2. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin ce? Prin credință avem pace cu Dumnezeu. Nu știu relația pe care o ai. Poate ești frământat. Poate te culci seara și crezi că cineva, un frate, o soră te-o nedreptățit și n-ai pace. Și te trezești dimineața tot cu mintea încurcată, fără pace. Prin Iisus Hristos, atunci când El lasă să crească în inima mea, în viața mea, în familia mea și fac din El tăria mea, eu am pace cu Dumnezeu. Eu pot să fiu un fiu al păcii pentru că și cuvântul lui Dumnezeu ne-a trimis un Iisus Hristos care s-a născut în Iesla din Betleem și cuvântul ne declară că este prinț al păcii, mărit să fie Domnul. Te întreb și să nu-mi răspunzi. Uită-te la Dumnezeu și uită-te la Iisus Hristos, acela care cu ani în urmă s-a născut în inima ta. Este pentru tine prinț al păcii astăzi? Ai venit plin de pacea lui Iisus Hristos în casa Domnului? Ai avut pace în săptămâna care a trecut? De ce spun lucrurile acestea? Pentru că Dumnezeu vă iubește. Pentru că are un mesaj precis pentru cineva de aici. Înțelege tu care Domnul și Hristos te va lumina. Avem un Iisus Hristos dătător de viață, bogat în îndurare. Fraților, este timpul mai mult ca oricând să strângem rândurile pentru că am plecat spre o împărăție nestricăcioasă și cuvântul ne arată și ne spune că nimic întinat și spurcat în această împărăție nu va intra, să nu ne înșelăm, pentru că ne înșelăm singuri și nu va fi vinovat nici fratele păstor, nici fratele președinte, nici oricum am vrea să numim, vinovatul voi fi eu în prima persoană. Vreau să vorbesc despre un Iisus Hristos matur. Cuvântul Domnului și chiar Iisus după naștere, răspunzând chemării pe care i-a făcut-o Dumnezeu, vorbea despre El însuși și vreau să ne uităm în inimile noastre, cu ani în urmă, așa cum am spus, de când am primit ca să se nască, să crească noi, la ce standarde, la ce statură a ajuns Iisus Hristos în viața noastră, pentru că pacea cu Dumnezeu și harul care ne-a fost dat prin Iisus Hristos este dat doar acelora ce cred în Domnul Iisus și fac voia lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Altfel, degeaba am crezut, degeaba ne-am pocăit, degeaba ne pierdem timpul și venim și facem programe. Dacă nu căutăm să ne sfințim viața, pentru că Matei capitolul 6 vorbește acolo în versetul 33, pare mi să am plecat spre o împărăție și e bine, căutăm împărăția lui Dumnezeu, dar este condiționată de neprihănire. Știți când neprihănirea este în viața noastră? Când Hristos și caracterul lui Hristos se vede pe chipul nostru. Am spus că n-am să mustru, ci să vă îndemn și să ne îndemnăm. În Romani, capitolul 12, versetul 1, spune, pentru îndurarea lui Dumnezeu.
aduceți trupurile voastre, cum? În casa Domnului, cum le aducem? Ca o jertfă vie, sfântă, plăcută. Când putem să aducem trupul să fie viu și sfânt înaintea lui Dumnezeu și plăcut? Atunci când Iisus Hristos este cu adevărat în ieslea acestui trup, în inima noastră. Atunci când Hristos locuiește în noi, cei ce sunt în jurul nostru, nu-l mai văd pe Abucean sau pe X sau pe Y, ci trebuie să vadă chipul lui Hristos în chipul nostru. Frați și surori, avem harul să ascultăm chemarea lui Dumnezeu la pocăință. Nu insist la inima nimănui. Nu eu o fac, ci o face Duhul Sfânt pentru cei ce vreți să o înțelegeți. Domnul Iisus vorbea despre El și spunea în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetul 48, Iisus este pâinea vieții. Uitați-vă, când Dumnezeu a hotărât ca Domnul Iisus să vină pe pământ, până și alegerea locului unde trebuia să se nască și să vină, Betleem, Bet înseamnă oraș, Lehem, pâine, în limba ebraică, orașul pâinii. Cine a venit acolo, s-a coborât pâinea din cer. Iisus este pâinea care s-a coborât din cer, care dă lumii viață. Tot în Evanghelia după Ioan, Iisus, cel care s-a născut și trebuie să se vadă pe chipul nostru, în trupul nostru, ca atunci când venim în casa lui Dumnezeu și nu numai, și nu numai, și când suntem la locul de muncă, când suntem în călătorii, când suntem în societate, caracterul Domnului Iisus Hristos, cel născut în ieslea din Betleem și cu ani în urmă în inimile noastre, trebuie să se vadă pe chipul nostru. Altfel, degeaba credem și vorbim despre Domnul Iisus Hristos. Evanghelia după Ioan, capitolul 7, versetul 37 și 38, punctez doar, nu mai caut să citesc ca să răscumpăr din timp. Cuvântul Domnului vorbește prin însăși Fiul Său, Iisus este apa vieții. Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 12, Iisus este lumina lumii. Capitolul 10, versetul 9, Iisus este ușa oilor. Tineri dragi, să știți că și la școală se poate evangheliza. Să știți că noi avem un Hristos pe care trebuie să-L ducem întotdeauna cu noi. Și cei ce privesc la noi, prin mine și prin tine, să vadă o intrare spre împărăția lui Dumnezeu. Atunci când Hristos trăiește noi, atunci când Iisus Hristos, cel care noi spunem că s-a născut în inimile noastre, caracterul Domnului Iisus Hristos trebuie să se vadă prin atitudinile noastre și prin comportamentul pe care noi îl avem atât în societate cât mai mult între frați. Atunci când știu că Iisus Hristos este pâinea vieții, pâinea care s-a coborât din ceruri, eu trebuie să arăt celor din jurul meu că sunt o pâine pentru cei din jur. Atunci când cineva are nevoie de mine, să pot să fiu devotat ca pentru Domnul, pentru că cineva are nevoie de pâine. Și să știți că oamenii citesc în noi lucrurile acestea. În noi trebuie să se vadă chipul și slava lui Iisus Hristos, pentru că Dumnezeu a rânduit o zi în care ne va chema pe fiecare în parte. Și va trebui să stăm față în față pentru chemarea pe care am avut-o în numele unui prinț al păcii. Să știți că dacă prințul păcii locuiește în viața noastră, comitetele din biserică și frații, păstori, lucrători nu vor avea ce să judece. Atunci când știu că Iisus Hristos este în mine, las și din dreptul meu. Așa spune cuvântul. Dacă trebuie să te faci punte, te faci de ce? De dragul lui Dumnezeu, pentru chemarea care ne-a făcut-o prin Iisus Hristos, pentru ca cei ce privesc în noi să poată să spună cu adevărat, oamenii ăștia au ceva deosebit. Dragi și surori și dragi prieteni, închei chemându-vă la ieslea Domnului Iisus Hristos, dar nu oricum. Căutați să luați jugul Domnului Iisus Hristos, care cuvântul ne spune că este cum? Cum este jugul Domnului Iisus Hristos? Este bun, nu? Sarcina Domnului Iisus Hristos, cum este? Ușoară. Fraților, hai să nu ne fie teamă. Știți când e grea?
când nu răstignim firea pământească și nu lăsăm pe Hristos să crească în inima noastră. Atunci se bat lucrurile cap în cap. Atunci problemele apar în viața noastră și ne întrebăm de ce nu propășim, de ce nu avem o creștere. Și problema nu este El, problema este sunt eu. Problema este întotdeauna rezolvarea problemei, este la mine și este la noi. În seara aceasta am venit cu mare bucurie prin Duhul Sfânt în mijlocul dumneavoastră și vreau ca la plecarea noastră de aici cuvântul Domnului să pătrundă în inimă și să aducă pocăință în dreptul nostru a fiecăruia. Este importantă pocăința. Să știți cuvântul Domnului în fapte și nu știu vremea în care vă găsiți, dar cu acest cuvânt vreau să închei pentru dumneavoastră. Fapte, capitolul 17, versetul 30. Spune așa, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Fraților, nu știu vremea în care vă găsiți. Poate este o vreme în care nu ai liniște și pace. Uită-te la Iisus Hristos, Prinț al Păcii, Dumnezeu tare, Dumnezeu puternic. Poate este o vreme de neajunsuri, o vreme în care diavolul caută să ne oprească din înaintarea noastră pe cale. Apostolul Pavel tot în fapte 14:22 întărea pe ucenici și le spunea, ca să intrăm în împărăția lui Dumnezeu, spunea, nu oricum, ci trebuie să trecem prin multe necazuri. Și știți, necazurile fac parte din viața noastră de credință. Domnul Iisus Hristos, când a fost pe pământ, tocmai de aceea a venit și a luat chip de om, făcându-se deopotrivă cu noi și biruind toate aceste probleme prin puterea care i-a dat-o Dumnezeu. Aceeași putere o beneficiem și noi astăzi, dacă cu adevărat lăsăm ca Iisus Hristos, Cel care s-a născut în inima noastră, să crească, să fie un Iisus autentic. Și atunci când vom pleca din locurile acestea, această vreme, poate în care te găsești astăzi, o vreme de întristare, o vreme de tulburare, o vreme chiar de împietrire a inimii, ea se poate transforma într-o vreme de pocăință care e arătată tot în faptele apostolilor și vreau să citesc versetul, Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 18. Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor lui, că adică Hristosul său va pătimi. Pocăiți-vă, dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremuri de înviorare. Nu știu ce fel de vremuri ai avut în anul care a trecut și până în momentul de față a vieții tale. Dar dacă vrei să-ți rezolvi problemele, orice problemă o poți rezolva astăzi, acum și aici, la eslea Domnului Iisus Hristos. Dacă până astăzi nu l-ai lăsat să crească, dacă până astăzi nu l-ai lăsat să se nască în inima ta, în seara aceasta te îndemn, pocăiește-te înaintea lui Dumnezeu. Întoarceți-vă la pocăință ca să vină de la Domnul vremuri de înviorare. Vreți să vină vremuri de înviorare în familia dumneavoastră, în viețile dumneavoastră? Îndemnul Domnului prin Duhul Sfânt. Eu nu caut să obligăm pe cineva să se pocăiască, mi-o spun întâi mie, dar acest mesaj este pentru dumneavoastră din partea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Căutați să vă apropiați prin pocăință de Dumnezeu, prin Iisus Hristos, lăsând ca caracterul Domnului Iisus să se vadă pe chipul nostru. Și atunci când oamenii vor privi la noi, să spună cu adevărat, sunt oameni deosebiți. Oamenii aceștia sunt plini de pace, plini de dragoste, plini de bunătate. La aceasta am fost chemat, pentru că caracterul Domnului Iisus este de așa natură. Și zic, Doamne, binecuvintează Biserica Maranata, binecuvintează fiecare familie care a venit în seara aceasta și fie ca binecuvântarea Domnului prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, să fie și să rămână în inimile noastre. Amin.
Lăuda să fie Domnul! Ne bucurăm din toată inima că în această seară, împreună cu dumneavoastră, în casa Domnului, să luăm parte la această frumoasă sărbătoare, când ne amintim și sărbătorim nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Și ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu atunci când a mers îngerul la păstori, le-a spus un lucru atât de important. Pe ei au cuprins o mare frică, o mare spaimă, și îngerul le-a zis: nu vă temeți. Vine îngerul la Maria și îi spune: nu te teme. Merge îngerul la Iosif și îi spune: nu te teme. Și această veste a nașterii Mântuitorului nostru aș vrea să fie ceea ce a fost pentru păstori când îngerul le-a zis: vă aduc astăzi o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze ca această veste să fie o mare bucurie pentru întreaga națiune română, pentru toți oamenii pe pământul acesta. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Aș vrea în scurte cuvinte să profit de acest moment și să aduc salutul cu care am fost însărcinat de conducătorul bisericii din care venim, fratele Nicu Piu, care este diacon, conducător al bisericii Betel din Tortona, Alexandria, Biserica Pentecostală, vă salută cu salutul acesta care se găsește în Epistola lui Pavel către evrei, la capitolul 13, a doua parte a versetului 24 și versetul 25, care spune: cei din Italia vă trimit sănătate, harul să fie cu voi cu toți. Amin. Mesia, s-a născut Emanuel, El ne-a adus mântuirea, s-a născut Mesia, s-a născut Iisus, Mesia, s-a născut Emanuel, El ne-a adus mântuirea, s-a născut Mesia, slavă Lui, slavă Lui, slavă Lui, slavă Celui ce din cer a venit, slavă Lui, slavă Lui, slavă Lui, slavă Domnului Iisus, slavă Lui, slavă Lui, slavă Lui, slavă Celui ce din cer a venit, slavă Lui, slavă Lui, slavă Lui, slavă Domnului Iisus. S-a născut Iisus, Mesia, într-un graj din Betleem, El ne-a adus bucuria, s-a născut Emanuel. S-a născut Iisus, Mesia, într-un graj din Betleem. El ne-a adus bucuria, s-a născut Emanuel. Slavă Lui, slavă Lui, slavă Lui, slavă Celui ce din cer a venit, slavă Lui, slavă Lui, slavă Lui, slavă Domnului Iisus, slavă Lui, slavă Lui, slavă Lui, slavă Celui ce din cer a venit, slavă Lui, slavă Lui, slavă Lui, slavă Domnului Iisus. Mesia,
pace la toți ne-a adus. El ne-a adus mântuirea, s-a născut Hristos Iisus. Haide să-L slăvim cu toții pe Cel ce-a venit la noi. El plecata în mărire să ne pregătească lor. Slavă Lui, slavă Lui, slavă Celui ce din cer a venit. Slavă Lui, slavă Lui, slavă Domnului Iisus. Slavă Lui, slavă Lui, slavă Celui ce din cer a venit. Slavă Lui, slavă Lui, slavă Domnului Iisus. Amin. Să
șoptească, Mesia s-a născut. Fulgii de zăpadă plutind în zborul lor, doresc să ne șoptească, Mesia s-a născut. Ați venit să ne închinăm, s-a născut un rege în Betleem. Prin strălucirea lor, că astăzi în univers e sărbătoarea lui. Și stelele ne vestesc prin strălucirea lor, că astăzi în univers e sărbătoarea lui. Fiul tău, la dar la ori vedere.
priveai pe Dumnezeu și orbi văd și surzi aud și șchiopi mei din nou și toți cei ce cred Yeah.
am știut, Iisuse, că noaptea aceea rece, întruiesc lângă voi. Ai coborât la noi, ne-au scris în carte sfântă, de mult profeții tăi, cum te-au văzut în vise, că vei veni la noi. Dar cine ar fi crezut că tu, Mesia, Domn al păcii, din tronul tău o mie supus, pe paie jos ai să fi pus. Din tronul tău o mie supus, pe paie jos ai să fi pus. Doamne Iisus, dragostea de-atunci Iisus ne-ai adus, pacea cerului pe toți ne-a pătruns. Glorie, mărire, se aude și azi, sus în înălțime, mereu bucurie. Dar cine-ar fi crezut că tu, Mesia, Domn al păcii, din tronul tău o mie supus, pe paie jos ai să fi pus, Doamne Iisus. Amin. Găsim în această seară la sărbătoarea aceasta a nașterii Domnului Iisus Hristos. Și privind în jurul nostru, sărbătoarea aceasta este deosebită de alte sărbători prin două aspecte. În primul rând, e cea mai luminoasă sărbătoare. Dacă mergeți pe străzile orașelor, a satelor, vedeți multe lumini. Dar ceea ce este mai trist, că în inimile oamenilor este întuneric. În luna aceasta, decembrie, cu ocazia acestei sărbători, se fac cele mai multe cadouri. Oamenii intră în datorii și după terminarea acestei sărbători, mulți falimentează
rămân în urmă multe lucruri care n-aș vrea să le spun aici, dar pentru noi ca creștini, care privim nașterea Domnului Iisus Hristos în primul rând în inimile noastre, pentru noi sărbătoarea aceasta este o sărbătoare în care ne amintim de acel ce a venit și ne-a adus mântuirea, de acel ce a venit aici jos pe pământ și a adus lumii pacea, a adus omului o viață fără ură, fără războaie și de aceea noi îl slăvim pe el. Dacă privim vremea aceea când a venit Domnul Iisus Hristos, omenirea nu era pregătită să-L aștepte pe Domnul Iisus. Privind situația din Israel în vremea aceea, Israelul se găsea sub domnia romană și jugul roman apăsa greu pe israeliți. Chiar iudaismul din vremea aceea oferea oamenilor o religie plină de forme și de tradiții și poporul suferea prin faptul că prindările grele care se dădeau trebuiau să susțină palatele și grădinile imperiale din Roma. Mai mult ca atât, pentru a putea să fie convins că toți oamenii plătesc dările, cezarul a dat o lege drasnică ca în plină iarnă să vină toți oamenii în localitatea în care s-au născut și să se înscrie. Și privindu-l pe Iosif și Maria, Maria fiind însărcinată în luna nouă, trebuiau să parcurgă acel drum ca să se înscrie și ceea ce era mai greu, că au bătut de la poartă la poartă. Casa de oaspeți spune Biblia că era plină, nu era loc pentru ei și în sfârșit s-a găsit un loc în staul. Omenirea nu era pregătită să-L aștepte pe Domnul Iisus Hristos, cu atât mai mult poporul Israel, pentru care trebuia să vină în primul rând Mesia. Aș vrea în minutele care au rămas să mă opresc la două persoane care erau pregătite și așteptau venirea Domnului Iisus și aceste persoane erau gata a-L primi pe Domnul Iisus în familia lor și cred că vă dați seama despre cine e vorba. În primul rând este Maria, care a împlinit profeția, adică prin care s-a împlinit profeția profetului Isaia, iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și îi vor pune numele Iisus. Maria era o femeie neprienită, era fecioară, trăia curăția înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu a găsit-o pregătită pentru a primi pe Domnul Iisus Hristos. Și așa cum s-a citit cuvântul din după masa aceasta, Îngerul Domnului vine la Maria și îi prezintă planul lui Dumnezeu care Dumnezeu l-are de a face cu ea. La cuvântul pe care l-a auzit Maria din partea Îngerului, Maria nu obiectează, ci Maria spune Îngerului, facă-se după cuvântul tău. Iubiți frați și surori, nu știu dacă v-ați pus în situația Mariei sau dacă ați gândit atât de adânc, o fecioară care era logodită cu un bărbat și care urma ca să se căsătorească cu el, să rămână însărcinată. Câte gânduri, câte întrebări s-au născut în mintea ei. Cât de mult s-au fi frământat ea, ce va zice Iosif acum, ce vor zice rudele, ce vor zice ceilalți? S-ar putea ca, văzându-mă însărcinată după legea vechi testamentală, să fiu omorâtă cu pietre? Dar Maria nu s-a opus, ci a rămas la ceea ce îngerul i-a vestit.
Maria are calitățile ei și am putea multe să vorbim despre ea. Dar ceea ce vreau în această dupămasă să vă prezint în fața dumneavoastră este faptul că pe lângă calitățile bune care le avea Maria și pe lângă faptul că în vremea aceea ea a rămas la voia lui Dumnezeu și s-a încrezut în voia lui Dumnezeu, de-a lungul timpului Maria a ajuns ca să fie ridicată la o valoare mult mai înaltă, chiar divinizată de unii oameni. Dacă veți asculta sau veți citi cu atenție în catehetica unor culte mari, veți vedea că se scrie în felul următor: binecuvântată să fii tu, Maria, care ești plină de har. Iar Biblia, cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Luca spune: binecuvântată să fii, Maria, căreia ți s-a făcut mult har. Și dacă stăm să ne gândim câtă diferență e între ceea ce spun oamenii a fi plină de har sau a ți se face har, e o diferență foarte mare, frați și surori. Tocmai de aceea oamenii au ajuns în ultima vreme să se închine în primul rând Mariei. Biblia vorbește despre har și spune că legea a venit prin Moise, dar harul a venit prin Domnul Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele Domnului. Și dacă ne uităm cu atenție, după înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer, Maria se găsește între cei 120 care stăruiau și așteptau să primească promisiunea din partea lui Dumnezeu, umplerea cu Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, Maria avea nevoie în continuare de har. Maria era pentru moment umplută, era pentru moment binecuvântată de multul har pe care l-a dat Dumnezeu ca să se folosească de ea, ca prin ea să se nască Domnul Iisus. Dar după vremea aceea, Maria a ajuns ca să aibă nevoie în continuare de harul lui Dumnezeu. Și de atunci, de la începutul cărții Faptele Apostolilor, despre Maria nu ni se mai spune nimic. Mai există încă un aspect. Se spune tot în învățăturile unor biserici căci oamenii să se închine Mariei pentru că fiul ascultă pe mama. Din punct de vedere omenesc, fiii trebuie să-și asculte părinții în Domnul, cum zice Biblia. Dar din punct de vedere divin, dumnezeiesc, este foarte fals. Haideți să ne gândim puțin la nunta din Cana Galilei, o întâmplare binecunoscută. La un moment dat apare criza și Maria vine și îi spune Domnului Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos îi spune: femeie, nu mi-a sosit încă ceasul. Și apoi Maria merge la cei care știau că sunt în criză acolo și le spune: mergeți la el și faceți tot ceea ce vă va spune. Cu alte cuvinte, toți oamenii trebuie să asculte de Domnul Iisus Hristos. Și dacă veți citi cu atenție istoria bisericii din primele secole, veți observa că până prin secolul 7 nu apare nimic despre Maria. Oamenii au privit-o ca o simplă femeie credincioasă, neprienită, care a stat la voia lui Dumnezeu, care a rămas supusă lui Dumnezeu și s-a împlinit prin ea planul lui Dumnezeu de mântuire a oamenilor. Dar aceasta a fost o vreme. De-abia din secolul 7, oamenii încep ca să o divinizeze, încep ca să o înalțe pe Maria. Prin secolul 12, începe să se facă rugăciunea aceea Ava Maria, care merge până în zilele noastre de astăzi. Și apoi, după cel de-al doilea război mondial, a devenit chiar un cult al Mariei. Iubiții mei, frați și surori, ce am vrut să spun în aceste momente despre Maria?
Maria a avut o vreme în care Dumnezeu s-a folosit de ea. Și fiecare din noi avem o vreme în care Dumnezeu vrea să se folosească de noi. Maria a rămas supusă voii lui Dumnezeu. Și fiecare dintre noi trebuie să înțelegem care este voia lui Dumnezeu și să rămânem supuși voii lui Dumnezeu. Maria a avut nevoie după nașterea Domnului Iisus, chiar dacă i s-a făcut mult har, a avut nevoie de harul lui Dumnezeu. Și fiecare dintre noi avem nevoie în continuare de harul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei prezenți aici cu harul lui. Apoi, iubiți frați și surori, aș vrea să mă opresc la cel de-al doilea personaj, la Iosif. Iosif, Biblia ne-l prezintă ca un om credincios și pe lângă toate acestea ne-l prezintă ca genealogie din spița lui David. Era un om care păstra legea Vechiului Testament, era un om cu frică de Dumnezeu, dar priviți-l pe Iosif logodit cu Maria și la un moment dat, pe când el aștepta să se facă nunta după ce o ceruse în căsătorie, după ce toate lucrurile erau înțelese între ei, iată că vine vestea că Maria este însărcinată. Și Iosif, în momentele acestea, stau să mă gândesc la el ce gânduri și-a pus. Cum se gândea Iosif, ce va face el în vremea aceea? Și cuvântul Domnului ne spune căci Israelul avea un legământ cu Dumnezeu. În legământul acesta pe care Israelul avea cu Dumnezeu, Israelul se oferea ca să împlinească voia lui Dumnezeu, să asculte de Dumnezeu, să păstreze legea lui Dumnezeu, iar Dumnezeu era angajat în acest legământ să-l ocrotească, să-l binecuvinteze pe poporul acesta. Și așa cum cu toți cunoaștem, chiar un contract pământesc care e mai mic ca și un legământ, dacă cineva călca una din înțelegerile sau din convențiile acestea în legământ, legământul acela trebuia să se desfințeze. Asemănător era și cu legământul căsătoriei care începea cu logodna, logodnă care era mult mai aparte și mult mai deosebită ca și în vremurile noastre de astăzi. Iosif, primând vestea aceasta că Maria este însărcinată, fiind drept, fiind credincios după legea vechi testamentală, trebuia ca să aplice dreptatea lui Dumnezeu. Trebuia ca Maria să fie judecată, să fie pedepsită până într-acolo, să fie omorâtă cu pietre. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 20 din textul care s-a citit în felul următor. Dar pe când se gândea el aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Și apoi versetele următoare, 24-25, spune că atunci când s-a trezit Iosif din vis, după ce îngerul i-a mai spus de profeția din Isaia, după ce s-a trezit Iosif din vis, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului. Și mai zice cuvântul în continuare și chiar aș vrea să vă citesc, dar n-a cunoscut-o până ce a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Deci cu alte cuvinte, el a luat-o și a fost nevastă sa, dar ei n-au trăit împreună până la nașterea Domnului Iisus. Iar după ce s-a născut Domnul Iisus, ei au devenit o adevărată familie, așa cum sunt familiile în zilele noastre și spune Biblia că au avut 4 fii și mai multe fete. Nu ne spune Biblia câte fete au avut. Dar ceea ce Iosif a făcut în momentele acelea, când a aflat prima veste că Maria e însărcinată,
spune cuvântul Domnului că Iosif nu vroia să o pedepsească. O iubea și ținea la ea. Și pentru lucrul acesta el și-a pus în gând să o lase pe ascuns. Tocmai de aceea a venit Îngerul lui Dumnezeu și a descoperit planul pe care Dumnezeu îl are și îl avea cu Maria. Iubiții mei, frați și surori, de ce am prezentat acest aspect? Pentru că s-ar putea ca în viață să trecem prin împrejurări în care să nu înțelegem cu adevărat planurile lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează atât de minunat și multe din planurile Lui nu le vom înțelege poate chiar în viața aceasta, până în viața de dincolo. Și aș vrea în aceste momente să mă apropii de încheiere, dar aș vrea să mă adresez acelor care poate le vine gândul ca și la Iosif. Să nu uităm un lucru, femeia din punct de vedere escatologic reprezintă biserica. Și dacă este aici cineva care și-a pus în gând să lase biserica, aș vrea să vă spun că cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta spune că nu este bine. Poate că este cineva datorită încercărilor, a întristărilor prin care trece, sau a neîmplinirii unor dorințe sau planuri care și le-a făcut în viață și poate se gândește să lasă biserica, se gândește pe ascuns. Nu este bine lucrul acesta. Duhul Sfânt îi spune să se întoarcă înapoi. Dacă există cineva aici care poate păcatul a copleșit și privirile sunt îndreptate mai mult înspre lume decât înspre biserică și orărește cu biserica, Duhul Sfânt în seara aceasta îi spune că nu este bine să se întoarcă la Dumnezeu. Dacă e cineva aici care și-a pierdut răbdarea și nu mai are răbdare sau poate s-a potignit în unele lucruri pe care nu le înțelege, Duhul Sfânt în seara aceasta vrea să-l întoarcă înapoi spre Dumnezeu. Și El care s-a născut în Neslea din Betleem, El poate să se nască în această seară în fiecare inimă. El poate să reîmprospăteze speranța inimilor noastre. El poate din nou să-ți aducă pacea, poate să-ți aducă mântuirea și mai mult ca atât, poate să-ți aducă viața veșnică. Iubiții mei, frați și surori, am menționat la început că sărbătoarea și-a schimbat sensul. Și sensul nu s-a schimbat înspre bine, s-a schimbat mai mult înspre rău. Lucrul acesta ne spune ceva. Ne spune că se împlinește profeția din Isaia care zice: străjerule, mai e mult din noapte? Și Apostolul Pavel spune: ziua Domnului este aproape și ziua aceasta e poate chiar la miezul nopții. Vremea pe care o trăim astăzi ne spune că este miezul nopții. Domnul Iisus Hristos trebuie să revină. Biblia ne-l prezintă pe Domnul Iisus Hristos, dar nu ne-l prezintă cum îl prezintă oamenii în brațele unei femei sau în fel și fel de statuie sau în fel și fel de chipuri, ci ne-l prezintă în ceruri la dreapta lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele lui Dumnezeu. El stă acolo și s-a dus acolo ca să ne pregătească un loc. Și a lăsat Duhul Sfânt ca și înlocțitor al Lui aici pe pământ să pregătească biserica. Stau și mă închipui una din conversațiile între Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Și Domnul Iisus spune Duhului Sfânt: Duhule Sfinte, eu am pregătit locul, locul este gata, biserica este gata, este pregătită. Și parcă văd cum Duhul Sfânt cu suspine negrăite spune: nu e încă pregătită. Mai sunt oameni care încă nu sunt pregătiți, mai sunt încă în familii suflete care încă nu s-au întors la tine, mai sunt persoane care nu sunt în relații bune după voia lui Dumnezeu. Fie dar ca seara aceasta să fie o seară de trezire pentru fiecare din acei prezenți și Domnul să lucreze în continuare în inimile noastre. Dacă sunt lucruri neînțelese în viața aceasta, să înțelegem un lucru. Nici Maria, nici Iosif n-a înțeles, dar Dumnezeu e acel care poate să descopere și mai mult ca atât, El să-și desăvârșească mântuirea în viața fiecăruia. Amin. Amin.